Salutare, YouTuberi! Astăzi un review, după cum am promis, pentru inventorul din spatele meu. E noul PIP sau Expert Infini, în fine, ce alte denumiri mai are la vânzare. E modelul de 7,2 kW cu 8 kW panouri, după cum se vede, cu două intrări, deci două câmpuri diferite, 4 kW pe fiecare de panouri, e bine pentru orientări diferite. Și, comparativ cu un PIP normal de 4 kW, e cam așa de mare. Da. Asta, comparat cu nou model, e o jucărie. Bun. După cum se vede în spatele meu, are mai nou față de celelalte modele un indicator optic, adică o bandă cu LED, care are diferite efecte și diferite culori în funcție de sursa de intrare, de sursa de ieșire și, bine, toate pot fi setate din aplicația respectivă. Are o aplicație care se poate conecta inclusiv prin internet direct la invertor. Câteva pro-uri. Da? Cum am spus mai devreme, are 7,2 kW cu vârfuri de probabil 14. Încărcătorul dual de solar, MPPT. Afișarea vizuală, da? Bandă de LED-uri respectivă. Wi-Fi și cloud, deci poate fi accesat inclusiv setările și un fel de real-time al parametrilor prin internet. Durează, nu e chiar real-time, fiindcă totul se întâmplă prin niște servere care cred eu că sunt undeva în China, deci grijă un pic cu datele. Așa, cel mai mare pro e că face HMX, adică dacă puterea solară nu e destul de mare pentru consumatori, își ia din rețea restul. Un exemplu, avem consumatori total de 800 de W, în cazul meu să zicem acum 513, da? De la panourile solare vin în jur de 40 de W. E 8 dimineața. Pe unul probabil 40, pe celălalt la 80 de W. Restul până la 566, zic eu, 500 și ea din rețea. E doar 8 dimineața. În fine. Panoul frontal e detașabil, e tot un pro. Are un șurubel micuț aici. Se trage un cablu gen LAN, da? Și se poate pune în altă încăpere. Filtre antipraf pe ambele părți, da? Detașabile, cu un șurubel, se desface, se curăță. Asta înseamnă că e același gen de aerisire ca la modelul ce vi l-am arătat la începutul videoclipului. Intră aerul pe sus și iese pe jos. E discutabil. Așa. Conectarea la panourile MC4, legat de conectică, la panourile solare, e cu conector MC4. Foarte ușor de conectat. Și cablurile. Da, cablurile de baterii, cablurile de curent, adică de tensiune, intrare, ieșire, se conectează în zona asta neagră. N-am să desfac acum panoul să vă arăt cum arată în interior, fiindcă sunt mai multe șurubele, dar e foarte mult loc față de celălalt, e foarte mult loc. Se poate paraleliza până la 6 unități, dacă nu vă ajung 7,2 kW, cum este și cazul meu. De multe ori nu mergem. Până la 6 unități, cum spuneam.
e mult. Sau se poate face un sistem trifazic. Da? Pe fiecare fază o 7,2 kW ori 14,4. Plăcuța de paralelizare vine inclusă în kit. Asta înseamnă că nu mai trebuie să o cumpărați extra cu cel puțin 50 de euro, cum era la modelele anterioare. Contra. Avem și câteva puncte contra. Unul e, adineori l-am amintit, faptul că fluxul de aer care răcește componentele interioare vine de sus în jos. Contrar fizic. Aerul cald se ridică. La celălalt model am întors ventilatoarele și s-a rezolvat problema. La o răcire mult mai bună. Zgomotos. Cred că se aude și în filmare. Are undeva, acum, la wattajul ăsta, undeva la 60 și ceva de decibeli. Când pornește, că încarcă de sus cu mulți amperi sau avem un consumator mare din baterii, face ca o rachetă. Asta și din cauza că are trei ventilatoare. Unul e strict pentru partea de SCC, adică controlerul solar, și două pentru partea de transformare. Mult mai mari decât celelalte, adică în grosime sunt mult mai mari. Mi se pare că tot 80 pe 80. Așa. Cum spuneam și la Pro, serverele de cloud sunt în China. Deci pentru cei care au mania securității datelor, e un no-go. Conectarea la ce vreți voi, în cazul meu la Pi, se face prin micro USB. Ar fi fost bine USB tip C, dacă tot suntem în 2020. Sau măcar ar fi fost bine să și funcționeze cum ar trebui să funcționeze. Nu funcționează întotdeauna. La mine a mers prima dată, după care pauză. Se mai vede încă un cablu aici. E un cablu făcut de mine. E custom. Prin care se conectează. Este și un simbol pentru lithium-ion și o roată de setări. Prin care se conectează BMS-ul bateriilor. Suportă mai multe baterii. Eu folosesc Pilontech. La bateriile Pilontech. În manualul lui îmi arată un cablu. Nu a funcționat, l-am făcut exact cum scrie manual, exact cum trebuie dit, switch-urile nu a funcționat. Pe forumuri am găsit alt model de cablu, vi-l spun și vouă. E pe partea de inverter pinul 3, la o mufă RG45. E pinul 3 care corespunde la baterie cu pinul 8 și la inverter pinul 5, care corespunde la baterie cu pinul 7. Restul, dip switch-urile bateriei master, sau dacă aveți o singură baterie, la singura baterie care o aveți, e pinul 1 on, restul 2, 3, 4 off. Funcționează perfect până acum. Atenție mare, MPPT-urile respective funcționează pe voltaj mare. Da? Deci, nu umblați la cablurile de la panouri când e soare afară. S-ar putea să vă curentați rău. Rău de tot. Mulțumiri firmei SolarPower 24. E o firmă din Italia. Nu am crezut că o să meargă exact așa de repede. L-am comandat joi, undeva pe la 10. În aceea zi a fost expediat. Și marți, ați văzut când am postat primul clip cu unboxing-ul, a fost în România, da? Prin DHL. Foarte repede, pachetul în bună stare, nelovit, nenimica. Am avut două mici probleme. Prima a fost că am încercat să-l conectez la panourile mele care erau în serie de câte 3. Nu se poate, nu o să pornească, o să... de are soarele afară. Și a doua a fost cea legată de BMS. Am încercat să o rezolv prin niște mail-uri cu SolarPower 24. Foarte rapid, băieții. Da. Mulțumiri pe această cale.
Am dat mail, după 5 minute despre ce e vorba și așa mai departe, mi-au trimis date, mi-au trimis link-uri, mi-au trimis tot ce am avut nevoie. Bun. Deci vă recomand în caz de achiziție de la ei, au și prețuri bune la bateriile Pilontech, puteți obține o reducere dacă pomeniți clipul respectiv. Și cam atât. Sper că o să funcționeze cel puțin cât au funcționat celelalte. Deci celelalte n-au probleme 2 ani. Are garanție 2 ani. Și în caz în care am să descoper funcții noi, am să fac un videoclip nou. Până atunci, toate cele bune și pe data viitoare.